predică foarte aspru. You know, there's a book called Purpose Driven Life. Este o carte numită Viața condusă de scopuri. You know, how many of you have read that book? Câți ați citit cartea aceasta? You know, that's poison. Știți că aceea este o travă? Mr. Rick Warren, his principle is keep the people happy. Mr. Rick Warren a spus, fă-i pe oameni fericiți. Keep the people happy. Fă-i fericiți pe oameni. Today the problem in the church is we sing, we do everything, but we are not led by the Spirit. Problema noastră este că suntem în biserică și cântăm, dar nu suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Who is leading us? Cine este în noi? The flesh. Firea pământească. You know, the flesh, he will imitate an excellent believer. Firea pământească poate să imite un credincios excelent. There is flesh inside me also. Este și firea pământească înăuntru meu. So if the flesh is strong inside me, iar atunci când firea este puternică înăuntru meu, you have to understand, I can preach in the flesh, I can pray in the flesh, I can prophesy in the flesh. Pot să predic, pot să mă rog și pot să prorocesc prin firea pământească. If I am preaching in the flesh, dacă propovăduiesc prin firea pământească, how do you know it? Cum mă dați seama? After the service, I go and ask them, how was the preaching today? Did you like it? După predică, vă voi întreba, v-a plăcut predica mea? Asking everyone, how was the message today? Did you like it? Cum a fost mesajul astăzi, a plăcut? Why? De ce? It was in the flesh. Pentru că a fost prin firea pământească. But if it is in the Spirit, dar dacă este un mesaj de la Duhul Sfânt, you are not expecting anything from the people. Nu mai aștepți nimic de la oameni. Today many people they pray in the flesh. Mulți oameni se roagă în firea pământească astăzi. If you hear their prayers, they are not praying to God, they are showing off praying. Dacă îi asculți, ei nu se roagă lui Dumnezeu, ei vor să ne arată nouă că ei știu să se roage. They are not praying to God. Nu ne mai rugăm lui Dumnezeu. They are showing off, you know, how good I pray. Vezi ce frumos știu să mă rog? So I have to check myself, am I being led by the Spirit? Or is the flesh leading me? Trebuie să ne verificăm pe noi înșine. Suntem călăuziți de Duhul Sfânt sau de firea pământească? If the flesh is leading me, I will die. Dacă suntem călăuziți de firea pământească, vom muri. So I have to be strong in the Word. Așa că trebuie să fim puternici în cuvântul Domnului. Just to make you understand, see, this is a body, the church is a body. Ca să înțelegem mai bine, ne gândim la biserică fiind un trup. Suppose you heard that Brother David, he committed a mistake. Să presupunem că ai auzit că fratele David a greșit. What will the church do? Ce va face biserica? You heard one of our brothers or sisters committed a mistake. Ai auzit că unul din frați sau din surori au păcătuit. What will the church do? Ce va face biserica? Galatians 6:1. The church will have the pain. Biserica va suferi pentru asta. You know, it's just like the hand is broken. Este ca atunci când îți rup mâna. Suppose my hand breaks. Să presupunem că mi-a fracturat mâna. Who will have more pain, the body or the broken part? Cine va avea mai multă durere, întregul corp sau brațul rupt? The body. The broken part has no feeling, no senses. Mâna care a fost fracturată nu mai are simțuri. The whole body has the pain. Întregul corp are durere. Very easily we are judgmental on other people. De multe ori ne judecăm unii pe alții. He is a sinner, he is sinner, he is sinner, I am the only holy one. El este un păcătos, ea este o păcătoasă, eu sunt. When you know that one of your brothers or your sisters has been overtaken in sin, you will forsake your food and you will go down on your knees and you will cry till that brother or sister is restored. Când vei auzi că unul din frați sau surori a căzut într-un păcat, atunci vei posti și vei merge pe genunchi și vei plânge înaintea Domnului pentru acel frate ca să fie ajutat.
That's a spirit-led believer. Așa trebuie să fie credincioși călăuziți de Duhul Sfânt. You will not tell that brother or sister's mistake to someone else. Nu vei spune greșeala fratelui tău altei persoane. You are crying. Plângi pentru el. You're not eating food also. Postești? Why? De ce? One of my sisters, she is being overtaken in sin. Una din surorile mele a căzut în păcat. You are praying, Lord, restore him or her back. Te rogi, Doamne, te rog, adu-l înapoi. So when a believer commits sin, când un credincios păcătuiește, he will not come to church. Nu va veni la biserică. Why? De ce? He has the guilty conscience. Are o conștiință vinovată. Because the Holy Spirit is there. Pentru că Duhul Sfânt e acolo. He has a guilty feeling. El se simte vinovat. See, Satan cannot understand what you are thinking. Satan nu știe ce gândești. Only God knows your thoughts. Amen. Numai Dumnezeu îți cunoaște gândurile. But Satan will always lay traps before you. Dar Satana întinde numai capcane înaintea ta. In India, there we have the people that catch the elephants. În India, oamenii obișnuiesc să vâneze elefanți. You know how they catch the elephant? Știți cum îi prind în capcană? They dig big, big pits. Sapă gropi foarte mari. Remove all the mud from there. Și dau o parte tot pământul. And they spread bamboo on top of it. Și pun pe vârf, deasupra, pun bambus. And then put grass also. Și pun și iarbă. So the elephant, if it's not careful, one step, boom, you're inside. Iar dacă elefantul nu are grijă, un pas greșit și a căzut în groapă. In the same way, Satan has dug so many pits around each one of us. În același fel, Satan a săpat multe gropi în jurul nostru. The flesh is inside. Firea pământească este înăuntru nostru. The pit is outside. Groapa este afară. One slip and you're gone. Un pas greșit și ai căzut. Then what happens? Ce se întâmplă atunci? Guilty conscience. Avem o conștiință care ne apasă. When you're crying. Și plângi. What is the church supposed to do? Ce trebuie să facă atunci biserica? Those who are spiritual are supposed to go and restore that person. Cei care sunt duhovnicești trebuie să îl ridice cu blândețe. It's a hard work. Este o lucrare foarte dificilă. So many church members are no more coming to church. Mulți din membrii bisericii nu mai vin astăzi la biserică. Is it true? E adevărat? You know them. Noi îi cunoaștem. But a question. Dar întrebarea este? Am I still crying for them? Mă mai rog și mai plâng eu pentru ei? Is the pastor supposed to cry or is the believer supposed to cry for that brother and sister? Believer. Numai pastorul are nevoie să se roage sau și credincioșii? Am I crying for those brothers and sisters who once used to come here? Mai plâng eu pentru frații și surorile care odată veneau aici și nu mai vin? I am just crying for myself. Doar plâng pentru mine însumi. My children. Și copiii mei. Am I not selfish? Nu sunt eu egoist acum? Am I not a carnal believer? Nu sunt eu un credincios firesc? I am just crying for whom? Plâng doar pentru cine? Crying for myself. Doar pentru mine. Am I not supposed to cry for others? Și nu mai plâng pentru alții. Can I go and stand outside the house of that believer friend and cry for him? Putem să ne ducem să privim casa aceea care nu mai vine la biserică și să plângem pentru el? Să stăm înaintea Domnului pentru el? We back home in India, see, there are members in my church, many don't come to church anymore. We go and stand outside their house at 12 in the night. And we are crying for them. În India, dacă sunt credincioși care nu vin la biserică, ne ducem la ora 12 noaptea, stăm în fața casei și plângem înaintea Domnului pentru ei. The believer does not know that someone outside is crying for him.
Cel din casă nu știe că cineva afară plânge pentru el. Are we not supposed to do that? Noi nu trebuie să facem asta? Satan caught one of us. Satan has caught one of us. Satana l-a prins în capcană pe unul din noi. Just to make you understand, you know, David, he was a shepherd. David a fost pastor. The lion came and took one of his sheep. A venit un leu și a luat una din oile lui. What did David do? Ce a făcut David? Climbed the tree. S-a urcat în copac. What did he do? Ce a făcut? He chased that lion, a urmărit, tore him apart, took out the sheep. I-a rupt falca și a eliberat oaia. Can you understand how much David loved that sheep? Puteți să înțelegeți cât de mult își iubea David oile? No one was watching him, but heaven was watching him. God said, he is fit to be the king. Hallelujah. Dumnezeu s-a uitat din cer și a spus, el este potrivit să fie împărat. God is watching us also. Dumnezeu ne privește și pe noi. Can God say, I am a man according to his heart? Poate să spună David că suntem, poate să spună Dumnezeu despre noi că suntem oameni după inima lui? How will revival come in the church? Cum va veni trezirea în biserică? When I get revived. Când eu întâi voi fi trezit. I will not allow the devil to take any of my brothers and sisters. Nu voi permite diavolului să ia niciunul din frații sau surorile mele. He is my brother. El este fratele meu. We take part in the same Holy Communion. Noi ne împărtășim din același trup. I won't allow any devil to touch him. Nu voi permite celui rău să-l atingă. Will the church be revived? Atunci va fi biserica trezită. Revival will come. Hallelujah. That's what we are supposed to do. Asta trebuie să facem noi. But at the same time, that believer. Dar credinciosul. Why did he fall? De ce a căzut? Whose mistake? A cui a fost greșeala? Can you blame the devil? No. Poți să dai vina pe Satana? Whose mistake? A cui a fost greșeala? The church. No. Why did the believer fall? De ce a căzut credinciosul? Now I am talking about the believer. Acum vorbim despre credincios. Whose mistake? A cui a fost greșeala? He was not careful. El nu a vegheat. He was not feeding on God's word. Nu s-a hrănit din cuvântul Domnului. If you and I don't find time to study the word, remember, you'll be the next one falling. Dacă nu ne găsim timp să studiem cuvântul Domnului, noi vom fi următoarea țintă. You don't know when the temptation will come. Nu știi când va veni ispita. After you fall, then only you know the temptation came and I fell. Când vei cădea, atunci vei realiza că a venit ispita și ai căzut. You know Joseph, Potiphar's wife comes. Știți când a venit soția lui Potiphar la Iosif? What is Joseph saying? Ce a zis Iosif? Thank you. Mulțumesc. I'm not interested. Dar nu sunt interesat. So what am I supposed to do as a believer? Ce ar trebui să fac eu ca și credincios? Always be on the guard. Să fim întotdeauna veghetori. Să veghem. The enemy is roaming around us like a roaring lion. Cel rău dă trepare în jurul nostru ca un leu care rănește. So if I'm careful, dacă veghem, I can overcome. Pot să biruiesc. It's very easy. Este foarte ușor. Always understand, before you fall, the Holy Spirit starts giving the signals. Înainte ca tu să cazi, Duhul Sfânt îți dă avertizări. You cannot blame the devil. Nu trebuie să dai vina pe Satan. He doesn't push you. El nu te împinge. He didn't stop it. El doar s-a pogrovat. We fall. Noi venim acolo. And then we blame whom? Și dăm vina pe cine? We blame everything upon whom? We do it and then we say devil is at fault. Noi facem lucrul respectiv și apoi dăm vina pe Satan. There is a story back home in India. One day, Mr. Devil and his team were going for their ministry. Devil and his team of ministers were going for a big ministry. With his team. Echipa de slujire. Au un
pe drum au văzut o mână. One pastor is sitting there and he's sleeping. Și un pastor ăsta acolo și doarme. Mr. Devil immediately ran and woke him up. Iar satana s-a dus și l-a trezit. So his team members say, why did you do it? It was better he was sleeping. We would have done an excellent ministry there. Și tovarășii lui de slujitori vă spune, de ce l-ai trezit? Era mai bine, trebuia să-l lași acolo să doarmă, ca să ne facem noi treaba. You know what the devil says? Și ce spune diavolul? You don't know these pastors. He will sleep, he will fall into the well, and then he will say, I pushed him into the well. Voi nu știți cum sunt pastorii ăștia, va adormi, va vedea în funcționare și va da vina pe mine. That's how we are. We fall, noi cădem, and then we blame whom? Și pe urmă dăm vina pe cine? We rebuke the devil. Dar tu ai căzut acolo. In the name of Jesus you go. Și spui, Satana, te rog să pleci în numele Domnului Iisus. Just to make you understand, suppose I have some rotten fish in my pocket. Să zicem că avem un pește mort în buzunar. Will all the dogs and the flies come? Nu vor veni toți, toate muștele și câinii după mine? Yes or no? Yes. And you will say, Pastor Matthew, what happened today when you are coming, all those flies and dogs are coming? Spune, all... ce s-a întâmplat? De ce veneau toate muștele și câinii după mine? I say, no, I don't know, just chase them out. Nu știu, alunde de aici. Why are the dogs following me? De ce mă urmăresc câinii? Do they love me? Mă iubesc? Do they love me? No. Then why are they coming? There is something in my pocket. They are after me for that. If you are not careful in your walk, Mr. Devil and his team will follow you. Then even if the whole church prays, it's of no use. Și chiar dacă toată biserica se va ruga, nu va folosi la nimic. You have to be careful in your public and personal life. Trebuie să ai grijă la viața ta publică și la viața ta personală. When we are in the church, we are holy. Atunci când suntem în biserică, suntem sfinți. But when I'm outside, dar când plecăm din biserică, am I clean? Sunt curat? Am I paying my taxes? Îmi plătesc bilurile? Am I faithful? Sunt credincios? These are all questions. Toate acestea sunt întrebări. We cannot have double standards. You cannot have double standards. Nu putem să avem standarde duble. Many are spiritual inside the church, outside the church. Unii sunt spirituali în biserică și altul în afara bisericii. Who will come after you? Cine va veni după tine? Satan. Will come. He has a claim over you. Satana va veni și te va urmări. You have to understand one serious thing. Trebuie să înțelegi că este un lucru foarte serios. Have you seen someone dying? Ați văzut pe cineva murind? On the deathbed? Pe patul de moarte? See, many on the deathbed, you know, they are so frightened. Mulți oameni care mor pe patul de moarte sunt foarte îngroziți. They are holding the bed so tight. Se țin de pat foarte strâns. Their face has become so pale. Și fața lor este foarte albă, foarte palidă. Why? De ce? That person can see the angel of death standing. Pentru că vede îngerii morții apropiindu-se. We cannot see, but he can see. Noi nu-i vedem, dar el îi vede. If there is any unforgiven sin in our life, you know who will come? Dacă este un singur păcat neiertat în viața noastră, știți cine va veni? The angel of death will come to take us. Îngerul morții va veni să ne ia. Even if you are a believer. Chiar dacă ești credincios. Even if you are a pastor. Chiar dacă ești pastor. If there is any unforgiven sins in our life, it's the angel of death who is come to take us to the tormenting place. Dacă există păcat neiertat în viața noastră, îngerii morții vor veni să ne ia prin ei. Why do we have the Holy Communion? De ce avem cina Domnului? So that I can check myself and there is no unforgiven sin in my life. Ca să
ne verificăm pe noi înșine dacă mai există un păcat neiertat în viața noastră. If there is no means, if God has forgiven all your sins, dacă Dumnezeu ți-a iertat toate păcatele, even if death comes, chiar dacă vine moartea, you are not frightened, you are singing. Nu ți-e teamă, ești, aștepți cu liniștit. Death cannot frighten you. Moartea nu te mai înspăimântă. Why? De ce? All the sins have been forgiven, the record is clean. Pentru că toate păcatele au fost iertate și cazierul tău este curat. That's why a child of God every day, before he goes to sleep, he makes a check. Lord, is everything okay? De aceea, credinciosul în fiecare zi înainte să meargă la culcare, se verifică pe el însuși și spune, Doamne, sunt în regulă? Because we don't know what time is our departure. Pentru că nu știm când vom pleca. So always understand, before you fall, înainte să cădem, the sensors, they start giving out the sounds. Sunt acolo niște senzori care te avertizează. You don't want to read the Bible. Nu vrei să mai citești Biblia. You don't want to come to service. Nu mai vrei să mergi la biserică. You don't want to pray. Nu mai simți nevoia să te rogi. It's just the fire alarm going. Something is wrong. Dar alarma de incendiu sună. Ceva nu e în regulă. But if I am not careful, dacă nu becheez, I can harden my heart. Pot să-mi interpresc inima. I fall. Cad. God gives you a guilty conscience. Și atunci ai o conștiință vinovată. That time also I have the opportunity, I can be sorry. Și atunci am ocazia să mă pocăiesc. I can say, Lord, forgive me. Pot să spun, Doamne, iartă-mă. But if I harden my heart, dar dacă mi-am încheiat inima, God will not leave you immediately. Dumnezeu nu te va părăsi dintr-o dată. He will not leave you like that. Nu te va părăsi așa doar. He will keep on interceding for you. El va mijloci pentru tine. He intercedes. El mijlocește. But if he has to intercede, dar dacă trebuie să mijlocească, you need to repent. Și tu trebuie să te pocăiești. If you don't repent, he cannot intercede. Dacă tu nu te pocăiești, el nu poate să mijlocească. Why? De ce? His justice. Pentru că el este dreptate. When I say, yes, Lord, I am sorry, atunci când spui, Doamne, îmi pare rău, then the high priest stands for us and says, yes, by my blood, I forgive him. Atunci marele preot stă și spune, da, prin sângele meu îl iert. But as long as you are justifying, dar dacă tot timpul te justifici, giving excuses, și cauți scuze, the Holy Spirit will not intercede, the high priest will not intercede. Atunci marele preot nu va mai mijloci. I hope you understand. Sper să înțelegeți. If the high priest has to intercede, you need to repent. Ca marele preot să mijlocească pentru noi, noi trebuie să ne pocăim. What am I supposed to say? Lord, I am really sorry. I accept my mistake. Trebuie să spunem, Doamne, îmi pare rău. Accept greșeala pe care am făcut-o. So you look at the people who go away from the faith. Să ne uităm la oamenii care cad de la credință. Their life is miserable. Viața lor este nefericită. And God keeps on hitting them, and then he tries to bring them here. Dumnezeu încearcă să-i pedepsească, să-i aduce înapoi. And they know that it's God who is punishing them. Și știu că Dumnezeu este cel care îi pedepsește. There are many who come to a realization and come into the presence of God. Sunt unii care ajung la concluzia aceasta și vin în prezența lui Dumnezeu. But on the other hand, there are many who become hard. Dar sunt și alții care se încetresc. It's your freedom. Tu ești liber. If I harden my heart, dacă îmi încetresc inima, what will happen? Ce se va întâmpla? The warning is there, thou shall be cut off. Avertizarea este că vei fi tăiat. If you walk after the flesh, thou shall die. Dacă umblați pe lăuziți de gândurile firii pământești, the Holy Spirit will not leave you immediately. Duhul Sfânt nu va părăsi așa dintr-o dată. It will keep on interceding for you. El va continua să mijlocească pentru voi. He'll give you opportunity after opportunities.
Îți va da șanse în fiecare zi. Because he is faithful. Pentru că el este credincios. He paid the price. El a plătit prețul. He has a great hope. El are o speranță. But the problem is, if I become a diamond, dar eu dacă devin dur ca un diamant, what will God do? Ce va face Dumnezeu? Leave you to my desires. Te va lăsa în voia firii tale. And then a time comes. Și atunci? Holy Spirit leaves and goes. Atunci Duhul Sfânt pleacă și ne părăsește. And once the Holy Spirit leaves, și odată ce Duhul Sfânt a plecat, then there is no chance. Nu mai există nicio șansă. Because you trampled the blood of Jesus. Pentru că ai călcat în picioare sângele Domnului Isus. We take that verse and we close. Hebrew chapter 6. În Evrei capitolul 6. Chapter 10, verse 26. Capitolul 10, versetul 26. For if we sin willfully after we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sins. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate. See, you have to understand that very clearly that part. Trebuie să înțelegem foarte bine lucrul. Before you fell, there was warning. Înainte să cazi, au fost semnale de avertizare. You were spiritually weak. Yeah, I was slab spiritual. The flesh was strong. Firea ta pământească era puternică. You fell. Și ai căzut. There is every opportunity for you to repent and come back. Dar încă ai șansă să te pocăiești și să vii înapoi. God is giving you many opportunities. Dumnezeu îți oferă multe ocazii. But if I start giving justification, dar dacă încep să mă scuz, you know what happens? God hardens your heart. Dumnezeu îți întărește inima. And you start enjoying sin. Și încep să găsești plăcere în păcat. You start enjoying sin. Încep să găsești plăcere în păcat. No guilty conscience. Nu te mai apasă conștiința. And then it says, 27, but a certain fearful looking for of judgment and fiery indignation which shall devour the adversaries. He that despised Moses' law died without mercy under two or three witnesses. Of how much sorer punishment suppose he shall he be thought worthy who hath trodden underfoot the Son of God and hath counted the blood of the covenant with which he has sanctified an unholy thing and hath done despite unto the Spirit of grace. For we know him that have said, vengeance belongeth unto me, I will recompense, saith the Lord. And again, the Lord shall judge his people. Verse 31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Și aici avem de la 27 la 32, versetele pe care le-ați văzut, ce se întâmplă, care e consecința. You understand? It says, it's a fearful thing to fall into the hands of God. Spune, grozav lucru este să cazi în mâinile lui Dumnezeu. Because when I start enjoying sin, pentru că atunci când ai început să găsești plăcere în păcat, what am I saying? Ce zic prin asta? I don't care you died for me. That's nothing. I want to enjoy sin. Nu-ți mai pasă că Domnul Iisus a murit pentru păcatele tale și trăiești în păcat. That's like one last verse. Philippians chapter 2, verse 12. Therefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Astfel, dacă iubiților, după cum totdeauna am spus ascultător, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai cum sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. With fear and trembling, I have to work out my salvation. Trebuie să îmi duc până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. God willing, tomorrow we'll go into how to work out our salvation. Tomorrow we'll share how to work out our salvation. Tomorrow night we'll be studying how to work out our salvation. Mâine vom studia cum să ne ducem mântuirea până la capăt.
I hope you understand how serious is our Christian life. Sper că înțelegeți cât de serioasă este viața creștină. Now we are going to pray. Acum ne vom ruga. A question. Întrebare. I have to check myself. Trebuie să mă verific pe mine însumi. Am I led by the flesh or am I led by the Spirit? Sunt călăuzire firea pământească sau de Duhul Sfânt? If I walk according to the flesh, I shall die. But those who are led by the Spirit are the sons of God. So who is your biggest enemy? Who is your biggest enemy? It's the flesh. Where is he? He's inside of me. That's why feed on the Word. De aceea trebuie să ne hrănim din Cuvântul lui Dumnezeu. Don't grieve the Holy Spirit. Să nu întristăm pe Duhul Sfânt. The one who has started the work in you is faithful. He will lead you till the end. Amen. Cel care a început în această lucrare este credincios și va duce până la capăt. So when I commit mistakes. Când comit greșeli. Yes, we commit mistakes. Da, facem greșeli. What are we supposed to do? Ce trebuie să facem? Be sincere before the Lord. Să fim sinceri înaintea Domnului. He is faithful. El este credincios. There is a verse in the Bible that says, if we confess our sins, thank God we have a high priest. Da, este o verse care spune că dacă ne mărturisim păcatele, mulțumim lui Dumnezeu că avem un mare preot. Remember, we have a high priest interceding for us. Avem un mare preot care mijlocește pentru noi. We have the Holy Spirit inside us interceding for us. Avem Duhul Sfânt care locuiește în noi și mijlocește pentru noi. Thank you, thank God for the blood of Jesus. Mulțumim lui Dumnezeu, slavă lui pentru sângele Domnului Isus. What more do we want? Ce mai vrem? Let's run the race, finish our course. Haide să alergăm și să ne terminăm alergarea. But make sure that I spend time feeding on God's Word. Și să fim siguri că petrecem timp în Cuvântul lui Dumnezeu. See, for how much do you buy a Romanian bike? Cât costă o Biblie în limba română? $100? $100? I'll give you $100. Can you print a book like this? Dacă vă dau $100, o să aduceți o carte ca aceasta? Can you print a book for $100? Why are we getting it for $100? Someone else is paying the rest of the price. De ce plătim $100 pe Biblie? Pentru că altcineva plătește prețul. You know, the paper is also used for the Bible only, it's so thin. Această hârtie foarte fină este folosită numai pentru Biblie. Can you understand how precious this is? Vă dați seama cât de prețioasă este? Thank God I have it in a language that I can understand. Slavă Domnului că avem Biblia în limba noastră. How sweet is God's word. It's my Father's word for me. Ce dulce este cuvântul Domnului, este cuvântul Tatălui meu. Satan will try his little best so that I don't fear. Satan va încerca să mă determine să nu mă hrănesc de acolo. So I have to make a principle. I will spend time in God's presence. Așa că trebuie să stabilesc un principiu. Va trebui să studiez Cuvântul lui Dumnezeu mereu. Let's close our eyes. Mm-hmm. Let's stand up, close our eyes. And let's commit ourselves into the hands of Almighty. Am I led by the Spirit or am I led by the flesh? Sunt călăuzit de Duhul Sfânt sau sunt călăuzit de firea pământească? If there are any shortcomings in our life, let us confess our sins before Him. Și dacă se întâmplă căderi în viața noastră, să venim imediat să ne mărturisim înaintea Domnului. Thank God we have the High Priest. Slavă Domnului pentru Marele Preot. The blood of Jesus is ready for us. Sângele Domnului Iisus este gata să ne curățească. That will wash away all the stains of sin. Va spăla toate urmele păcatului. Oh, the blood of Jesus. Numai sângele Domnului Iisus. Let's come to ourselves, let's talk to God. Lord,
I just want your spirit to lead me. Cel care dai pace, este cel care dai subire.